Apa canal Chișinău ne asigură că apa din robinet e potabilă, care vine din Nistru și e prelucrată de ei. Dar vedem că Procuratura Generală nu bea apă din robinete, dar comandă apă la butoi, tot pe bani publici. N-ar trebui mai degrabă CSM-ul, PG-ul și cine mai sunt pe aici procuraturile astea. Să deschid un dosar penal să verifice de ce apa din robinete nu-i potabilă și chiar periculoasă. Ar trebui să recunoască că e periculoasă pentru toată lumea, nu numai pentru procurori. Nu-i așa?